Barja încărcată cu cărbuni s-a scufundat în portul Constanța. Deocamdată nu se cunoaște cauza incidentului. Barja, sub pavilionul Germaniei, fusese încărcată și adusă la Dana 99, unde aștepta în convoi. Garda de mediu a fost anunțată, deși cărbunele nu este considerat poluant. În zonă s-a luat măsura amplasării unui baraj plutitor pentru orice eventualitate. Proprietarul mărfii trebuie să o descarce, apoi barja va putea fi adusă la nivelul de plutire. Traficul nu este afectat de incident. Autoritatea Navală Română face o anchetă în acest caz.